Bună seara! Astăzi o să avem o emisiune care cred că preocupă pe toată lumea, indiferent de rasă, naționalitate, sex, apartenență politică, religioasă, sexuală sau mai știu ce. Și anume o să vorbim despre bani. De ce vorbim despre bani? Pentru că vrem, nu vrem, banii. Ne afectează, influențează, într-un fel, viața. Prea mare robă abundență, am observat că nu e bună. Lipsa lor, de asemenea, este foarte rea. Și atunci, vrem, nu vrem, recunoaștem, nu recunoaștem, viața noastră este afectată de bani. Bun. Ce sunt, de fapt, bani? Banii sunt o energie. Și ca idee, și ca materialitate. Da? Banii folosesc la un schimb. Faci un serviciu, primești în schimb bani. Banii respectiv cumperi lucruri care reprezintă altceva. Deci banii sunt o formă de energie prin care se produce o răsplată, indiferent de natura ei. Că e bună, că e rea, banii reprezintă o răsplată. Banii reprezintă, deci, o energie. Tocmai dacă o să înțelegem cum funcționează această energie a banilor, o să știm cel puțin, nu zic o să ne îmbogățim peste noapte, dar o să știm cel puțin cum să nu ieșim din circuitul banilor. Pentru că sunt oameni care ies din circuitul banilor și o să trec chiar o întrebare cum, de ce ies unii din circuitul banilor. Și sunt oameni, mă rog, care ies din circuitul banilor din faptul că nu știu și să-i gestionez. Bun. Există, deci, o energie a banilor. Imaginați-vă o mare. O mare, așa, în care ne scăldăm și care reprezintă energia banilor. Banii sunt peste tot. Singura problemă este că noi nu știm să ajungem la ei și nu știm să-i luăm. Adică nu avem acea cale deschisă pentru ca acești bani să vină la noi. Ceea ce ne desparte de bani este propria noastră persoană. Să știți că de cele mai multe ori, cu cât ai mai multe complexe, frustrări, frici, angoase, toate astea, cu atât accesul tău la bani este mai restrâns. Un paradox. Dar banii, la un moment dat, pot să-ți dea... Eu nu contest că sunt și oameni bogați care au probleme și care au probleme chiar de natură, eu știu, spirituală și care au bani, dar aceștia au lecția banilor. Nu vorbesc de normalitatea umană în ceea ce privește bani. Pentru că sunt spirite care au lecția banilor, să aibă mulți bani, sunt spirite care au lecția sărăciei. Era un călător care spunea, Doamne, lecția sărăciei și bogăției nu mi le da mie, pentru că ambele sunt greșite și o să... Adică ambele sunt grele și o să înțelegem imediat de ce. Deci cum funcționează această energie și cum o putem folosi în avantajul nostru? O putem folosi în avantajul nostru în momentul în care înțelegem cum funcționează această energie. Banii sunt o energie care curge. Nu stagnează. Trebuie să treacă pe la noi și să meargă mai departe. Ideea este să nu fie un vector care face doar ca banii să treacă pe la el. E bine ca banii ăștia să mai și păltească la mine, da? Sunt oameni care, cum îi iau, așa îi dau. Sunt oameni care au tendința să îi strângă. În momentul în care îi strângi, de fapt, ieși din circuitul banilor și nu mai vin la tine. Adică faptul că tu le împiedici o curgere firească, te face să te îndepărtezi la un moment dat de energia asta a banilor. E ca un râu care curge și din care trebuie să mă adăp și eu, între ghilimele, să îmi, eu știu, să mai treacă și pe la mine, să treacă pe la mine, dar să mai și băltească un pic. Pentru că dacă nu băltesc, n-ai niciun ban. Și orice îi dai. De ce nu avem bani? Nu avem bani din mai multe motive. Unul, pentru că există o karmă și există o plată prin bani. Fie am folosit banii greșit, fie am avem jurămintele sărăciei de altă dată, fie o blocăm prin neiubirea. Deci oamenii care nu iubesc banii, nu au bani. La un moment dat rămân fără bani. Fug banii de ei.
se lipesc banii de ei ca apa pe gâscă. Deci, cum să spun eu, până și mentalul nostru trebuie să schimba relativ la bani. Nu e bine să spui, nu-mi plac bani. Ba din contră, îmi plac bani. Nu e bine să spui, n-am nevoie de bani. Ba din contră, am nevoie de bani. Pentru că fără de bani, fără bani, nu poți să construiești nici biserici, nu poți să construiești nici azile, nu poți să-ți iei nici o pâine, nu poți să iei nici măcar o pâine la săraci. Deci nu poți să ajuți pe nimeni dacă n-ai bani. Adică poți să-l ajuți. Dar nu foarte mult, pentru că vrem, nu vrem, mâncarea costă bani, vrem, nu vrem, o casă costă bani, vrem, nu vrem, să construiești ceva costă bani. Și atunci, vrem, nu vrem, până și faptele noastre bune sunt condiționate într-o oarecare măsură de bani. Se poate bloca această energie? V-am zis, da, singur. Sunt complexe, frustrări, frici, angoase, neînțelegeri ale lucrurilor spirituale care te blochează relativ la bani. Faci ca tu să blochezi banii care vin spre tine. Care este dreptul divin în bani la o persoană fără karmă pe bani? Dreptul divin în bani poate să fie oricât. Asta e stabilit de Dumnezeu. Dar să zicem o normalitate ar fi, eu știu, între 2.000 și 4.000 de euro pe lună. Un apartament, un bloc cu o cameră pentru fiecare persoană din familie și eventual, și mai mult ca sigur, mașină pentru fiecare dintre părinți. Îmi presupun posibilitatea să faci studii particulare de câteva, eu știu, sute până la mii de euro pe trimestru. Adică, dreptul să devin în bani este destul de flexibil, nu înseamnă. Noi, eu, la un moment dat, când studiam treaba asta, mi-am dat seama cât de săraci eram când eram copii și ne permiteam să luăm o înghețată pe zi sau un cornet cu semințe, că un leu însemna foarte mult pe vremea aia și chiar nu aveam. Dar noi nici măcar nu ne dădeam seama că suntem săraci. Mi-am dat seama că eram săraci când eram studenți și ne duceam la mare și vroiam să, dacă vroiam să ascultăm pe cineva care cânta live, ne duceam și stăteam pe banca de lângă restaurant pentru că nu ne permiteam să mergem la restaurant. Deci, ați permite să mergi la restaurant, n-ar trebui să fie un lux, ci o formă de normalitate. Adică, normalitatea nu este a celor care stau pe bancă și ascultă muzica de la restaurant. Normalitatea e a celor care merg la restaurant și ascultă muzica. Din păcate, sensul nostru de gândire la nivel de nație este greșit. Nu, ni se pare că este așa, am fost învățat și de ortodoxie și de creștinism, că ăsta este lux. Nu e adevărat. Luxul înseamnă să ai clanțe aurite, să ai, eu știu, scaune polite în aur. Asta sunt prostii. Dar un minim necesar, cum să vă zic eu, și un minim de, chiar și de distracție, este absolut firesc, chiar și pentru lumea spirituală. Ne putem crește dreptul divin în bani dacă dacă absolut da, dreptul divin în bani crește în funcție de ceea ce fac eu. Și dacă ești rău, să zicem că eu vorbesc de normalitate acum, da? De oameni care învață, muncesc, trăiesc. Și dacă ești rău și ești lumea interlopă, dreptul tău divin în bani crește în funcție ce faci mai mult rău. Că există un drept divin în bani și al răului, un drept divin în bani și al oamenilor care merg spre bine. Și atunci, ceea ce îți face să crești, să-ți crească ție dreptul divin în bani, este tocmai ceea ce faci, pe măsură ce evoluezi din punct de vedere spiritual, pe măsură ce crești ca, din punct de vedere profesional, dreptul tău divin în bani crește. Pentru asta trebuie să treci peste niște etape. Peste niște etape profesionale, peste niște etape mentale, peste niște praguri de gândire, deci, care să te urce, apropo de banii pe care ai voie să iei. Dreptul divin în bani poate fi crescut inclusiv deci prin dobândirea aurului spiritual și transformarea lui în bani materiali. Deci pot să mă rog, pot să postesc și automat adun aur spiritual care la un moment dat poate să fie transformat în aur material. Dreptul divin în bani se poate crește și prin zecioare, dreptul divin în bani se poate crește și prin cum se cheamă? Folosirea unor mijloace de dobândire. Eu, de exemplu, căutând să fac, să obțin aur spiritual, pentru că, mă rog, era problemă de karmă, problema aia, am descoperit că este foarte bine să cumpăr din banii mei, pe vremea eram student, Evanghelie. Noul Testament. Și îl făceam cadou oamenilor care nu aveau Noul Testament.
Ei, oamenii începeau să citească din Noul Testament, începeau să învețe din Noul Testament. Asta le aducea și lor aur spiritual și automat mie, pentru că le făcusem cadou aceste evanghelii, îmi aduceau și mie, lucru care m-a ajutat să depășesc mai mult, mai repede, karma mea de neam. Da? Aur spiritual se poate obține și făcând daruri. Aur spiritual se poate obține și ajutându-i pe alții. Aur spiritual poți să obții și dacă construiești mănăstiri, dacă mergi la zile, dacă ajuți săraci. Deci se poate și automat să se poate transforma în aur material. Putem câștiga mai mulți bani decât dreptul nostru divin în bani? Absolut da. Putem să câștigăm bani, mai mulți bani decât avem dreptul prin alianță, prin asocieri, prin căsătorie, prin zeciuială, prin... Sunt mai multe modalități de a obține bani mai mulți decât avem noi dreptul divin. Ce se întâmplă dacă cerem mai mulți bani decât avem voie pe serviciile pe care le prestăm? În momentul în care cerem mai mulți bani decât ar merita serviciile pe care le prestezi, automat tu cheltui din dreptul tău divin. Adică automat tu obții mai mult decât aveai voie și îți cheltui tu ceea ce aveai voie într-un timp mai scurt. Adică, dacă zicem eu am un drept divin în bani și un pacient îmi cer unui pacient dublu decât ar trebui, automat restricționez oamenii care ar trebui să fie, să vină la mine. Deci, automat îmi scade numărul de pacienți la jumătate. Scăzând numărul de pacienți la jumătate, automat nu pot să-mi îndeplinesc misiunea personală față de pacienții pe care ar trebui să-i văd. Deci, automat în timp, o să restricționezi venirea oamenilor. Restricționezi venirea oamenilor la mine. Și atunci soluția mea este iau prețul corect la bani, luând prețul corect la bani, vin la mine oamenii care vor, pot și trebuie să-și ia informații, să se vindece, să-și rezolve niște probleme la mine. Dacă iau mai mult decât trebuie pe o muncă fizică, eu știu fizică, să zicem fac tablouri. Sau, nu tablouri, fac scaune. Automat, numărul clienților mei va fi mai mic și pentru că nu fac ceea ce trebuie, ceea ce trebuie din punct de vedere divin, automat pot să dau faliment. Deci e foarte important ca ceea ce ofer să fie în echilibru cu ceea ce dau, pentru că tot timpul, dacă cer mai mult decât trebuie, pe parcurs o să încep să pierd. Există o legătură între dreptul divin în bani și alte drepturi, cum ar fi dreptul la anumite serviciu, casă, mașină, iubire, copii. Există o legătură între dreptul divin în bani și dreptul divin în casă, mașină, etc. Adică, e clar că nu poți să ai o casă mare dacă tu ai un drept divin în bani mic. Evident că nu o să poți să ai o mașină serioasă și, mă rog, de firmă, dacă nu ai un drept divin în bani mare. Pentru că nu poți să ai. Și atunci, e clar că există o legătură între bani, bogăție și ceea ce ai. În niciun caz cu copiii. Adică, dreptul divin în bani poate să fie crescut datorită cu... Deci, să zicem, vin copiii din cerul mare. Copiii ăștia au niște drepturi divine. Au drepturi la cursuri, eu știu, muzică, pictură, pian, limbi străine, arte marțiale, eu știu ceva de genul ăsta. Și atunci, ei vin cu dreptul lor divin pe care proiectează pe părinți. Părinții fac rost de banii ăștia pentru ca ei să fie educați. Deci, evident, dreptul divin în bani poate să fie de crescuții de copii care vin din ceruri mari. Ce sunt păturile sociale și cum funcționează? Bine, păturile sociale, să știți că se bazează pe bani. Deci, banii sunt o energie. Deci, imaginează-vă că sunt nivelul de straturi de energie. Cel mai de jos nivelul de straturi de energie sunt munca de jos. Pe măsură ce vibrația oamenilor cresc și lumina lor interioară crește, ei încep să rezoneze cu un alt timp de structuri sociale. Până și lumina interioară a restaurantelor care au,
alte meniuri, alte a hotelurilor, de alte, cu altă, cum să zic eu, energie. Deci, e clar de ce. Se întâmplă următorul fenomen. În momentul în care ai un restaurant cu mai scump, restaurantul ăsta mai scump, automat va avea angajați cu salarii mai mari. Angajații cu salarii mai mari, evident, au lumina interioară mai mare. Deci dacă bucătarul are lumina interioară mai mare, automat mâncarea pe care o face va avea altă vibrație, evident, el va fi plătit mai bun și automat, fiind plătit mai bun, mai bine, mâncarea restaurantului e mai scumpă, ea se va adresa anumitor persoane care nu pot să mănânce de oriunde pentru simplu motiv că nu ar rezona cu vibrația mâncării respective. Și atunci așa se formează planurile sociale. Deci oamenii de o anumită vibrație nu pot să meargă decât la anumite restaurante. Deci ei pot să mănânce și la împinge tavă. Dar nu mai rezonează. Și atunci ei pot să mănânce doar la anumite restaurante de anumite vibrații. Pot să meargă în hoteluri de anumite vibrații. Pot să meargă în zone de anumite vibrații. Pentru că asta e. Deci universul ăsta este vibrațional. Și atunci, pe măsură ce vibrația crește, automat vei rezona cu alte tipuri de activități, de locuri, de magazine. Ce părere de zic? Ala pana asta e ochiul dracului. Eu nu cred în asta. Eu cred că banii sunt, deopotrivă, pot să fie o scară care urcă în cer sau coboară în ea. Depinde foarte mult ce vrei să faci cu banii respectiv. Pentru că banii, Zahir era bogat, și a făcut mântuire și lui și neamului lui pentru că a dat averea, jumătate din averea lui săracilor. Și vă dați seama, în ziua respectivă, când a dat acei bani, s-a făcut mântuire pe neamul lui Zahel. Deci, a putut să-și mântuie prin bani tot neam. Banii sunt o monedă de schimb. Cu bani poți să-ți plătești karma. Da? Deci, de multe ori dăm bani. Se pare că dai bani aiurea cuiva sau că pierzi niște bani sau că ți se fură, sau, dar sunt formă de plată karmică. Chiar și o exproprierie poate să fie la un moment dat o formă de plată karmică, te super că ți-a luat cineva banii, dar de fapt a scăpat de o grămadă de belele pe care le-ai fi plătit altul, prin boală sau mai știu ce, prin accident. Așa că de multe ori banii sunt o formă foarte bună de schimb ca să-ți plătești karmă. Dați cezarul ce al cezarului, Dumnezeu ce al Dumnezeu. Doamne, ideea este în felul următor. Nu există, adică există o legătură între Dumnezeu și banii. E clar că tot e o energie divină și că există un corespondent între banii din lumea asta și punguța cu care Sfântul Vasile a trecut o vamă pe cuvioasa Teodora sau nu mai știu cum o chema. În orice caz, ideea este că deși există această legătură și faptul că e o energie tot divină, e bine ca noi fiecare să ne facem, să ne îndeplinim datoriile bănești față de lumea asta, da? Și să avem o atitudine față de Dumnezeu. Eu zic că până și a avea bani și a te ocupa de bani, este tot un lucru care poate să fie făcut cu acord divin. Adică, ce vreau să spun? Eu mă consider administratorul banilor mei. Și atunci încerc să dau acolo cât trebuie, acolo cât trebuie. Nici mai mult, nici mai mult. Așa cât mă îndeamnă pe mine conștiința, încerc să măsor, încerc să simt, fac ceea ce trebuie. Și cred că, cel puțin din perspectiva mea, este cea mai bună alegere, pentru că încercând să fac asta în Dumnezeu, hai să zicem, scap un pic de responsabilitatea de a decide eu cui să-i dau sau să nu-i dau bani. Adică, mi s-a întâmplat să nu simt să dau bani unor săraci. Și vreau să spun că am avut senzația că așa e bine să nu le dau. Sau unul să le dau. Și atunci încerc să văd ce vrea de fapt Dumnezeu prin... Că banii sunt și ăștia, o lecție. E o lecție a banului, e o lecție a milosteniei, e o lecție e o lecție să spui nu. Adică vine cineva să-ți cer bani, tu ai să-i dai și tu îi spui nu. Nu-ți dau. E o lecție. Sunt oameni care nu pot să spună nu. Deci toate sunt lecții. Inclusiv banii. A, ce se întâmplă dacă o femeie o persoană mai mult decât au voie? Foarte simplu. Nu au parte de ei. Îi pierd. Li se fură. Bolnăvesc. Îi dau pe orice altceva. Li se întâmplă, li se sparge țeava, li se ceva. Pentru că le-ai dat mai mult decât aveau voie.
Când a da bani cerșetorilor dintr-o perspectivă e bine, dintr-o perspectivă nu. Eu nu sunt de acord că trebuie să dai tuturor celor care cer. Pentru că dacă dai tuturor celor care cer, sunt oameni care nu au drept divin în bani și atunci tu dându-le, de fapt, pierzi tu. Și atunci, eu sunt pe principiu să dai acolo unde trebuie. E mai greu să afli unde trebuie. De asta ține de evoluția spirituală. Cum acționează începe cu istoria carmică? Începe cu istoria carmică foarte simplu. În momentul în care ai de făcut o plată, te analizezi să faci. Că-ți dovezi mașina, că-ți sparte țeava, că se strică un aparat, că spici că telefonul din mână, că îl spargi, că îl spargi de nervi. E o formă de plată karmică. Banii pe care îi dai ca să cumperi, eu știu ce prostie pe care ai stricat-o, este de fapt o formă de plată, pentru că puteți să folosești banii ăștia pentru altceva, să te distrezi, de exemplu, sau, eu știu, să te duci în excursie, decât să îi dai pe un obiect pe care l-ai stricat. La ce duce înțelegerea banilor și energiei banilor și a modului în care funcționează acesta? Foarte simplu. Încep să pierzi bani. Încep să fugă banii de tine și te întreb după aia de ce n-ai bani. Încep să ai mai mari cheltuieli decât... Deci până dacă nu înțelegi ce înseamnă banii și să fie în energia lor, la un moment dat, încep să nu mai ai. Și atunci îți dai seama că de fapt ai greșit față de bani. Și ai greșit în modul cum ai gestionat banii. Câteva cum te legat de frica de a avea bani și de a nu greși prin ei. Nu e bine să-ți fie frică. Nu sunt de acord cu asta. Și atunci, există într-adevăr oameni care au avut bani în alte vieți și au folosit greșit. Și folosindu-i greșit, acum au o frică în a avea bani și fug de bani. Da? Lor le spun, dom'le, învățați să-i gestionați. În momentul în care știu să-i gestionați, ei nu mai au cum să facă rău. Că una este să îmi iau țigări și alta este să cumpăr mătănii și să-i dau pe lumână. Deci sunt două lucruri diferite. Deci cu una creez întuneric, cu una creez lumină. Deci depinde de mine cum îi gestionez. Da? Fumez. Perfect. Dar prin lumânări. De ce? Contrabalansez energia pe care am creat-o în Univers. Acolo creez o energie negativă, aici creez o energie pozitivă. Da? Pentru că altfel plătesc prin lumină. Și atunci plătesc prin ce? Prin bani, în realitate. Fumatul este o formă de ardere a banilor. A drepturilor divine. Da? Deci, pot fi da banii o scară, dacă da, ne ajută să urcăm pe cer sau să urcăm pe cer. Cum facem? Bun. Dăruim bani ca pe țeavă spirituală. Ajutând oameni ca pe țeavă spirituală. Da? Asta e formă de urcare. Folosindu-i greșit, eu știu. Eu nu cred că a merge la un restaurant sau la o discotecă este ceva greșit. Dar a face exces din asta este greșit și atunci automat aia se transformă în energie negativă. Deci eu cred că omul este făcut să se și distreze, să meargă și la un club, să meargă și la restaurant, și la un teatru, și la biserică, să și învețe, să facă și cursuri, deci să le facă pe toate. Ceea ce te strică și strică buna rânduială este tocmai această trecerea unor praguri care te îndreabă către o extremă. Pot fi considerați banii o putere? Există o putere a banii? Absolut, da. Banii, oamenii sunt impresionați de bani și să nu credeți că toți trecem prin asta. Adică, fără să vreau, și acum mai descoper prin în mine tendința de a trata diferențiat oamenii care au bani. Și e greșit. Și întotdeauna am greșit. Adică, fără să vrem, suntem impresionați de bani. Și nu de bani propriu-zis, ci de ceea ce poate să facă omul cu banii respectiv. De, eu știu, ce are el acolo. Și atunci, vă spun că este greșit. Bogăția adevărată nu sunt banii. Asta nu înseamnă că, eu știu, trebuie să milosesc un om. E vorba să tratezi să respecti oamenii la fel. Dacă respecti omul, nici bogatul, nici sărac nu o să simtă lezat. Da? Dar stăteam și mă gândeam, totuși înseamnă că eu nu respect destul oamenii, dacă tendința mea relativ la oamenii bogați, este să fiu un pic mai îngăduitor. Deci e clar că sau aici este o problemă mea. Și atunci asta încerc să vă spun. Există puterea banilor, există mirajul puterii banilor, pentru că prin bani se pare că banii îți dau senzația de putere. Ai bani în cont, se pare că totul e posibil. Până când apare boala, sau moartea, sau supărările, divorțurile, toate astea. Deci, de asta există o lecție a banilor. Pentru că oamenii care au bani
De ce mai mult am impresia că nu ni se cuvine totul. Și în momentul respectiv vin buboiele alta. Boala, supărări, divorțuri, morțile persoanelor de-așa. Și în momentul respectiv îți dai seama că, bă, nimic nu merită, că nu poți să-ți cumperi nici sănătate, nici un om care a murit. Și de-abia atunci îți dai seama de valoarea banului și că faptul că ai bani nu te ajută cu nimic în anumite momente. Fiindcă ce... La ce-ți folosesc banii dacă ai murit? La ce-ți folosesc banii când ești închisoare? La ce-ți folosesc banii când femeia pe care ai iubit-o te-a părăsit? La ce-ți folosesc banii dacă ți-ai îngropat copilul? La ce-ți folosesc banii, eu știu, când îți îngrop părinți? În afară de faptul că le cumperi sicrie, la ce-ți folosesc? Că nu-i aduc înapoi. Și abia atunci înțelegi cu adevărat valoarea banilor. Cum și de ce se transformă instinctul sexual în dorință de a avea bani? Deci, instinctul sexual este o energie. Această energie creează o pulsiune interioară, o dorință interioară, dorința de a. Și de mult dorința asta de a se transformă în dorința de a avea, de a avea cât mai mult. Da? Poți să-ți dorești să ai cât mai multe femei sau poți să-ți dorești să ai. Să ai mașină, casă, una, două, N. Ei, acest instinct, dorința de a avea, se transformă în dorința de a avea în plan material. Și atunci, de la a avea N femei, și asta vă dați seama că există și în bărbați, se poate transforma în dorința de a avea o grămadă de lucruri, de a avea bani. Ce crezi să legătură între aur spiritual și banii din planul material? Deci vreau să spun că banii în plan spiritual au consistență. Aurul. Deci aurul. Stați o secundă. Deci banii la nivel spiritual au consistența aurului fizic. Adică galben. Așa sunt, așa arată. Cel puțin, mă rog, așa i-am văzut eu și așa i-am văzut și alții. Și atunci, există posibilitatea ca, la un moment dat, cum să zic, aurul ăsta spiritual se transformă în aur material și aurul material se transformă în aur spiritual. Cum vine asta? Foarte simplu. Un om care a fost călugăr sau pus din altă viață și a adunat foarte mult aur spiritual, se poate întreba să nască într-o familie bogată pentru care are drept divin în bani mari. Sau, un om care a fost tot așa, a evoluat din punct de vedere spiritual, se poate naște, poate să evolueze pe scară ierarhică, să ajungă la un moment dat să aibă foarte mulți bani, tocmai pentru că merită asta din punct de vedere divin, că a făcut bine în alte vieți. Există oameni care evoluează pe banii lor, adică pe dreptul lor divin în bani, dar există relații în care, de exemplu, soțul câștigă foarte mulți bani pentru dreptul divin în bani al soției, care stă acasă și primește bine mersi niște bani, pentru că ea a adunat acest aur spiritual în altă viață. El se folosește de dreptul ei divin în bani. După aia, ei având aur spiritual, automat, deci cei care se nasc și au fost în alte vieți, mai apropiați de Dumnezeu, au adunat aur spiritual, automat o să rezoneze cu persoane cu mai mulți bani, cu zone energetice de vibrație mai mare, automat o să lucreze în locuri unde lucrurile sunt mai scumpe, mai bine plătite, trăind în zonele respective, o să primească mai mult bani și o să aibă o viață, din punct de vedere material, mai eficientă. Adică mai eficientă, mai, hai să zic, îmbelșugată. Da? Bun. Am observat o chestie. Eram plecat afară și am intrat într-un magazin, nu știu dacă am povestit de magazinul de parfumuri, apropo de vibrație. Mai țin minte? În orice caz, am intrat într-un magazin de parfum și am observat că vibrația magazin de parfum, care există și mai vibrația magazinului respectiv era mai mare decât vibrația magazinului similar din România. Și am început să măsor și descoper că parfumurile au vibrații. Cum eu nu mă interesează parfumurile, nume și mai știu eu ce, cât energie. Și observ că parfumurile au vibrații, că parfumurile au programe, că parfumurile au absolut toate. Parfumurile nu sunt demonice. Parfumurile sunt extracte de plante, sunt extracte de flori, mai exact. Vă dați seama că au beneficiat, e ca și cum mai avea îngeri la borcan.
bun, de dat seama că nu o să aud asta, o să pice numai pe spate. Asta e realitatea. Nectarul ăla al florilor conține părți, ca să zic așa, din duhurile sau îngerii florilor. Că de-aia sunt și frumoase florile, că au niște duhuri, niște îngeri specializați. Bun. Și am observat că vibrația parfumurilor din străinătate, respectiv din Paris, era mai mare decât vibrația parfumurilor din București. Și m-am întrebat de ce. Și atunci am observat că, de fapt, în străinătate se practică treaba asta. Adică păstrăm cei mai buni pentru ai noștri și dăm cei mai că de vibrație mai joasă pentru ceilalți. Așa că, dacă vă sfătuiesc ceva, vă sfătuiesc să vă luați lucruri originale. După aia am mai văzut o chestie. Există o diferență de lumină, deci ai două genți. Două genți, n-are importanță marca. Leve. Da? Bun. Când ai două genți și nu ai făcută la mama ei și nu ai făcută pe vas, un vas cu pavilion tailandez sau chinez, există o diferență de vibrație chiar dacă ai aceleași materiale. Omul care o face, mașina care o face, locul în care se face, fabrica în care se face, subconștientul de grup al familiei, al fabricii în care s-a făcut, are o energie care își pune amprenta pe geanta respectivă. Deci, ce vreau să spun? Femeile care își cumpără genți care sunt fake-uri, de fapt, nu beneficiază de energia și vibrația genților originale. De ce? Foarte simplu. Ei, o să vă dau un exemplu. Eu nu înțelegeam de ce sunt îngeri care lucrează în anumite firme. Și sunt îngeri care lucrează, de exemplu, într-o firmă care face, care comercializează și face și comercializează geni. Păi, evident, dacă am mai mulți îngeri care mi-aduc energie pozitivă, cum va fi geanta asta? Cu anumită energie pozitivă, nu? Dar dacă am o firmă în care nu mai e atât de mică, nu mai e atât de mare energia, cum va fi geanta? Cu energie negativă. Asta va atrage bani. Asta va atrage o parte de bani. Pentru că dincolo energia, deci dincolo energia merge pe principiul rezonanței. Deci banii vor trage acolo de unde vin banii. Adică știți, poporul ăsta e foarte înțelept. El spune la un moment dat, banul la ban trage și păduche la păduche. Să nu credeți că o să umpleți vreodată un fake cu bani. De ce? Pentru că nu rezonează. Și dacă o faceți, pierdeți. Așa că dacă e să vă luați un lucru, măcar luați-vă un lucru bun. Deci chiar dacă vă e mai greu, mai bine vă iau un parfum adevărat, decât un fake de pe stradă, dacă e să-mi iau, eu știu, o haină, mai bine îmi iau o haină de calitate, pentru că are altă vibrație, are altă energie și automat orice energie vă cum să vă zic eu, vă influențează câmpurile, vă influențează în perspectivă personalitatea. Aici nu se pune problema. Noi avem o privire greșită. La noi, dacă un om este îmbrăcat cumva, ți se pare că epatează. Și că încolo... de ce? Eu vă spun așa. Eu mi-am făcut facultatea cu o pereche de blugi negri. I-am avut toată facultatea. Bun, când îi spălam, aveam o pereche de pantaloni de training pe care îi purtam cât erau ei auzi. La sfârșitul facultății, colegii mei au vrut să-mi ia câte o bucățică din Grecia, că vreau să arăt că vor să păstreze amintire. Nu m-a deranjat treaba asta, nici măcar n-am fost conștient de treaba asta. Mi-am dat seama de abia la sfârșitul facultății, când mi-au zis, băi, zice, tu știi că ai avut o singură pereche. Bine, n-a fost chiar așa, aveam mai multe perechi de blugi, dar întotdeauna mi-am ales blugi negri și am întotdeauna același model. Și atunci, evident că ele n-au văzut decât o singură pereche de blugi. Dar să știți că am avut mai multe de la facultății. Nu știu cât, dar 3-4, cam așa. Bun. Ideea este în felul următor. Mie mi se părea că oamenii care se îmbracă, cum îmbrac eu, de exemplu, la ora actuală, epatează. Nu. Asta e normalitatea. A te îmbrăca în negru și cum îmbrăcam eu, era greșit și mi-a arătat că, de fapt, eu, la nivel interior, am o problemă nativă la lume și viață. Și nu faptul că știți că este o pildă foarte drăguță, la un moment dat, la o masă, la un scriitor, sunt invitați mai mulți.
Și tipul este pus în fața unui nebun. Zice, fii atent, la masă o să vină un nebun și un scriitor. Și eu am reținut treaba asta. Și la un moment dat se duce, mă rog, și zice, era un tip care stătea serios, mânca, răspundea foarte calm, răspundea foarte aia, și era un tip care venise îmbrăcat în alb, cu pălărie, fistichie, gesticula, vorbea. Și este întrebat, care-i nebun? Și zice, ăla, îmbrăcat în alb, care gesticulează, cu eșarful la gât. Și ăsta zice, nu. Nebunul este celălalt, ăla îmbrăcat în costum alb, e Honoré de Balzac. Deci, ideea este că nu întotdeauna imaginea pe care o avem noi, relativ la hainele oamenilor, este și corectă. Deci, în concluzie, în firmele care comercializează lucruri scumpe, în realitate există entități cu vibrații și lumină mare, cu dreptul divin în mare, de exemplu, și atunci mașinile respective au altă vibrație, altă lumină, se valabil și pentru mașinile scumpe, și pentru hainele scumpe, și aia, și automat au mai multă lumină interioară. Și există o sânsă legătură între lumina divină și lumina. Că de-aia se duce și se dă aur. Deci, dacă voi vă duceți la Sfântul Mina, să vedeți cât aur este pus acolo la Sfântul Mina. Nu e vorba de aur, propriu zis, ci faptul că aurul material este în strânsă legătură cu aurul spiritual și în momentul în care dai acel aur material la biserică, la sfințit altar, la sfințit aia, se transformă de fapt în aur spiritual. Parcă mai aveam niște întrebări. Încercați să nu ieșiți din circuitul banilor. Am observat o chestie. Oamenii care se zgârcesc. Doamne, nici nu trebuie să arunci cu banii. Nici nu trebuie să îi ții. Eu trebuie să primesc niște bani și după aceea să dau și la alții. Adică câștig bani. Doamne, dar îmi spăl și mașina. Nu spăl singur mașina ca să nu dau la spălătorie. Îmi câștig banii, dar plătesc și comisional. Doamne, câștigă și la bani. Câștig banii, dar plătesc și aia. Deci, din banii pe care câștig, eu trebuie să-l ajut să trăiască toți. Pentru că dacă ea nu mai sunt, mor și eu. Asta trebuie să înțelegeți. Ca să trăim, trebuie să trăiască toți. Și atunci, cum să vă zic, ideal este în felul următor. Să știu când mă duc la un film, să știu când mă duc la restaurant, să știu când mă duc la și mănânc popcorn, să știu când mă duc și fac aia, pentru că trebuie să trăiască și actorul, trebuie să trăiască și stomatologul, trebuie să trăiască și popa, trebuie să trăiască și vânzătoarea. Toată lumea trebuie să trăiască. Și drept urmare, dacă eu intru în circuitul ăsta al banilor și înțeleg faptul că toți trebuie să trăim, o să știu să le dau bani și la, și la, și la, și la, și are Dumnezeu grijă să-mi rămână și mie bani pentru, eu știu, să băltească. Adică trebuie să mă gândesc și la binele celorlalți. Bun. Nu știu dacă am lămurit ce se întâmplă cu banii. Și faptul că trebuie să... Deci faptul că atitudinea vis-a-vis de bani trebuie să fie tot altă decât am fost noi învățați. Nici să consider că banii sunt o ceva. Nici să îi disprețuiesc. Să iubești și să înțeleg că cu ei pot să fac și bine, cu ei pot să mă și distrez, cu ei pot să și ajut oameni, cu ei pot să construiesc și biserici, cu ei pot să fac o grămadă de lucruri și bune și rele. Banii nu sunt de vină. Banii sunt o energie. De mine depinde să transform acești bani în bine, pentru mine și pentru alții, sau în ceva negativ. Drept urmare, gândiți-vă la bani, gândiți-vă că ei sunt un mijloc. Nici măcar nu îmi propun să am bani, îmi propun, adică pot să-mi propun să am câștig 1 milion de euro. Dar ideal este să banii urmează ideea. Deci dacă eu zic
aș vrea să fac o clinică. În momentul în care mă duc și mă gândesc la clinica respectivă, când se va transforma în manifestare, deci se va, cum să zic eu, când se va manifesta în plan material treaba asta, vor veni și banii către treaba respectivă. Nu mă gândesc că vreau bani să fac clinică. Nu. Fac clinică și în momentul în care fac clinică o să vină banii pentru așa ceva. Deci banii sunt o energie. Gândul îi vehiculează. Vehiculați-i corect și veți avea bani. Vă doresc o seară plăcută.